Cumpără sunt și NFC25 de pe Yosemite folosind linkul din descriere și folosește codul UNRELABYTE pentru 6% reducere. Am multe detalii în descriere. Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 13 din cariera noastră frumoasă cu Barcelona. În acest episod o să intrăm în următorul sezon, în sezon cu numărul 2. Chiar mă gândeam dacă să-l fac sau nu până la urmă sezonul cu numărul 2, pentru că vreau să începem să facem și simulări. Dar dacă am văzut susținerea voastră și am văzut că vreți neapărat și sezonul cu numărul 2, atunci haideți să facem și sezonul cu numărul 2. Dar cred că pe lângă aceste videoclipuri cu carieră, cu siguranță o să încep să postez iar simulări cu jucători sau cu echipe. Acestea fiind spuse, în episodul anterior v-am arătat cum a jucat echipa, ce a reușit să facă, ba chiar am jucat și finala UEFA Champions League pe care am câștigat-o, iar acum ne-am rămas decât să simulăm până la sfârșitul lunii ca să intrăm în următorul sezon. Însă înainte să intrăm în următorul sezon, v-aș ruga acolo dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri și desigur că asta mă va motiva să postez mai mult și poate mai des. Acestea fiind spuse, îi dăm End Season și haideți să vedem Advance și așteptăm The New Beginnings. Bun, și am intrat în sezonul cu numărul 2. În sezonul acesta, haideți să vedem, vrem să începem în forță, deci trebuie să ne asigurăm că anumite chestii sunt făcute deja. În primul rând, contractele la echipă, cred că asta este prima chestie la care trebuie să ne uităm, contractele trebuie să făcute. Din câte văd aici, sunt niște jucători, cam mulți, vedem că acești jucători care au un singur an, practic următorul an vor pleca. Chiar dacă nu mai jucăm noi încă un sezon, pentru că nu o să jucăm unul al treilea sezon, o să vreau să le prelungesc contractul ca să fiu sigur că nu pleacă de la echipă înainte de a termina acest sezon, pentru că se mai întâmplă asta uneori. Așa că mă voi ocupa repede să le fac repede pe toate, să le extind contractele și revin într-o secundă. E bine, și acum toți jucătorii au contractul făcut, foarte bine aici, peste 2 ani ar trebui, dar bine, unii au 2 ani, dar e ok, ok, oricum n-o să jucăm noi al treilea sezon, deci ok. M-am băgat repede și am făcut și development planurile la jucători, sunt aproape toți făcuți, au aici development planul făcut, la jucătorii mai importanți pe care o să-i folosim, am zis să le fac. Iar în rest, acum trebuie doar să începem meciurile, dar înainte să începem meciurile știți că avem nevoie de un transfer la echipă, sau cel puțin, voi mi-ați spus să transferați jucător. Dar din păcate n-am putut sezonul anterior să transferăm, însă sezonul acesta putem. Este vorba desigur despre Benjamin Sesko de la Leipzig. Un jucător chiar foarte, foarte bun pe care chiar mi-l doresc la echipă, însă da, e cam greu, pentru că m-am uitat cam câți bani avem noi și din păcate nu avem așa de mulți. Avem 101 milioane de euro. Chiar puțin, chiar foarte, foarte puțin. Având în vedere că am câștigat 3 trofee, chiar e foarte, foarte puțin. Mă așteptam la cel puțin 200, dar ok, ok. O să fie destul de greu sezonul acesta, dar la echipa noastră putem să și mai vindem jucători. În primul moment o să vreau să aleg niște jucători pe care o să vreau să-i vând, niște jucători mai slăbuți așa pe care știu că oricum nu o să-i folosim, așa că o să vreau să-i vând. Iar în rest o să aștept în secțiunea de comentarii să-mi spuneți voi cine ar trebui să plece la echipă și desigur cine ar trebui să vină la echipă. Iar primul jucător care îmi vine în minte care ar trebui să plece este Langlet, nu ar ce căuta la echipă absolut deloc. Al doilea ar fi Fermin, chiar dacă pare un mijlocaș destul de bun, sincer să fiu, avem deja foarte mulți mijlocași. Și pe el, dacă mai țineți minte, nu l-am folosit absolut deloc, săracul. Absolut deloc nu l-am folosit. Și o să ne luăm niște bani pe el, chiar o să ne luăm niște bani. Pentru că avem mijlocași precum Torre, Dani Olmo, Fati, Messi, desigur, Gavi, Pedri sau De Jong și desigur mai putem să mai transferăm. Fermin, nu știu dacă o să mai prindă un meci. N-a prins oricum un meci sezonul anterior, dar sezonul acesta clar nu se prinde, așa că eu zic să îl transferăm. Iar cred că cam aceștia sunt cei doi jucători pe care vreau eu să îi transfer de la echipă să plece, iar restul o să aștept să văd ce spune și voi, cine credeți că ar trebui să plece de la echipă. La scout m-am decis să nu mai facem scout, pentru că oricum e greu să crești la Barcelona niște jucători tineri, pentru că vrei să transferi ca să ai echipa foarte bună și nu are sens să transferi jucători de la academie care sunt de 60-70 overall doar ca să, nu știu, să-l scoți pe Kunde, să-l scoți pe Lamine Yamal doar ca să joace el. Așa că nu o să ne ocupăm de academie în sezonul acesta, bine, nici în sezonul anterior nu prea ne-am ocupat, dar totuși deloc sezonul ăsta. Nu vreau să-i dau foarte mult simulare, vreau să-i dau puțină simulare cât să-i vând pe acei doi jucători. Dacă primesc niște oferte, momentan văd că nu primesc nicio ofertă. Ok, și se pare că am primit două oferte. Una pentru Fermin de la Brighton, un transfer chiar foarte bun pentru ei, o să accept. Și două transferuri pentru Langlet. Și sincer să fiu, uitați-vă puțin cât costă, 6 milioane, doar 6 milioane, pe bune. Chiar foarte, foarte ieftină. Dar asta este, o să le accept pe amândouă. E bine, și vedem că pleacă Fermin de la echipă, un jucător tânăr, bunicel, dar din păcate nu pentru Barcelona, așa că pleacă în Anglia la Brighton. Și vedem că pleacă și Langlet în Anglia la
Wolves, deci destul de ok. Vedem că ne-am mai ales cu niște bani, însă nu o să ne ajungă pentru transferuri foarte mari. Deci aștept în secțiunea de comentarii să vedem ce idee aveți. Ok, și vedem că avem acest pre-season tournament. Să fiu sincer, o să mă bag la acesta. Cel mai greu pentru că avem nevoie de niște bani, așa că o să vreau să joc niște meciuri. O să-l băgăm la American Challenge Cup. De asemenea, după ce îl transferăm pe Sesco, pentru că probabil asta o să facem în episodul următor, când o să mai am și idei de la voi, nu o să vreau să-l transferăm episodul acesta, o să transferăm episodul următor, o să facem echipa asta un 4-2-4, pentru că vreau să joace și Gheorghez, dar și Sesco. Și atunci o să folosim doar doi mijlocași, deci va trebui să alegem foarte bine pe ce folosim în mijloc, pe Pedri, De Jong, Messi, Dani Olmo sau Gavi, dar desigur și jucătorii pe care vreți voi să-i transferăm. În acest campionat, să zicem așa, în American Challenge Cup, sunt niște echipe destul de bune, cel Liverpool, AC Milan, Chelsea, Lazio, destul de bune acolo. Noi vedem că o să jucăm acum versus și la Bergamo Calcio, o să vreau să intru eu cu primul 11, ca să-i încălzesc acolo, ca să fie pregătit, așa că haideți să intrăm în acest meci să jucăm. E bine, și în ce meciu, haideți să vedem că reușim să câștigăm acest meci. Nu este un meci foarte important, dar o să vedem dacă echipa se descurcă în continuare. Bine aici, Messi continuă foarte bine, pasă la Pedri și acum Pedri, un șut la distanță, însă apără portarul. Pedri trece foarte bine, continuă Pedri șutează și reușește să marcheze aici Pedri, fără nicio problemă, foarte, foarte ușor meciul ăsta. E minutul 10 și deja am înscris un gol, și pare că o să vină mult mai multe. Revedem faza, Pedri trece prin ei foarte ușor, cap în brânză și șutează foarte, foarte, ușor, nu mi se pare un șut foarte, foarte complicat, însă portarul nu are cum să o ia. Bine, cel la mine mal, pasă la Messi pasă bun la Nico Bina și acum Nico Bina pasă la Gheorghez și Gheorghez foarte ușor cu poarta goală aproape reușește să marcheze, un meci chiar foarte, foarte ușor și foarte simplu. O să vreau să fac și niște schimbări, nu vreau să-i obosesc așa iura, așa că o să intre Rațiu, o să intre cu Barsi, o să intre și Tore, și Roche, și Ansu Fati, de ce nu, îi schimbăm efectiv pe toți. Și Gavi, hai să intre și Gavi. Întrerup acest video, Kishmaker, pentru a vă arăta un site foarte interesant și frumos de unde vă puteți lua echipamente de fotbal. Site-ul se numește Soccer Atos, unde vă puteți alege foarte multe variante de tricouri. Vă puteți asemenea crea și un cont și vedeți că au destul de multe reduceri, iar la customizare vă puteți seta de sigur mărimea, dacă vreți cu nume sau fără nume, și vă puteți lua tricoul la un preț foarte bun care variază în funcție de cum vreți să-l customizați. De asemenea, calitatea este destul de bună, după cum puteți vedea în acest videoclip pe care l-am făcut foarte rapid. Acest tricou de la Manchester United, kitul lor este de la Adidas, este foarte, foarte elastic, ba chiar este făcut și 100% din poliester. Iar la checkout aveți desigur livrare gratuită, mai multe metode de plată și dacă folosiți codul ARIEL pe acest site aveți o reducere de 10% pe care puteți să-l folosiți și să economisiți niște bani. De asemenea aveți suport 24/7, așa că intrați pe link-ul descriere și cumpărați-vă cel mai fresh tricouri. Vă las în continuare cu videoclipul. Bine aici Roche continuă, însă șutul este mult peste poartă, dar vedem că Roche încă nu e intrat în formă, așa că o să mai jucăm, o să-l jucăm în meciurile astea, pentru că sunt niște meciuri amicale în care putem să vedem că Roche poate să facă față în anumite meciuri. Bine aici pasa de la Messi, incredibil, incredibil ce pasă de la Messi, cum s-a dus pasa asta, incredibil. Cea mai frumoasă pasă de pe care am văzut-o în acest joc. Cum s-a dus, n-am avut nicio șansă, am crezut că o să ia doi jucători, dar nicio șansă n-am. Uitați-vă ce pasă direct la picioarele lui Tore, dacă nu mă înșel. Revedem pasa, hai, pasa, ia uitați-o, pasa, cât de bună este pasa. Bine, aici Ansu Fati, pasă bună la Pedri și Pedri face, opa, este offside, ok, este offside. O să-l băgăm și de ce nu pe Dani Olmo, vreau să joace și el, pentru că Messi n-are sens să-l obosim așa, iurea. Bine aici Victor Roche continuă și acum șutul este pe lângă poarta, pe bune. Bine aici Victor Roche continuă și acum parșatul este bun, asta zic mă, marchează și Victor Roche după vreo 2-3 încercări, însă e important să marchează. Azi e bună și pentru ei, Lugman, ce bară, ok. E bine și vedem că se termină meciul, reușim să câștigăm fără nicio problemă cu 4 la 0, efectiv îi spargem, dar pentru că este un meci amical nu contează așa de mult. Următorul meci în această cupă este versus Chelsea, un meci interesant, o să jucăm de sigur, de ce nu, însă vreau să schimbăm puțin aici echipa pentru că nu are sens să obosim aiurea, așa că o să iasă Messi, o să intre Dani Olmo din prima, o să iasă Araujo, nu mai vreau să stea în niciun meci, o să intre aici Garcia. Și în rest, cred că, cam așa o să rămână, pentru că ceilalți sunt puțin ca obosiți și la mine, sincer, vreau să mă joace. Așa că îi dăm play match și haideți să vedem ce reușim să facem. E bine, și în ce meciu, haideți să vedem că reușim să câștigăm în acest meci. O, aici, bine, acolo, Broha! Nu reușește Broha.
Bine acolo Marquinhos. Bine aici Dani Olmo, Dani Olmo pasă foarte bine la Gyökeres. Acum Gyökeres, șutul puternic asta zic, mă, nicio șansă, n-avea portar, are absolut nicio șansă. Bine, 1v1, Gyökeres versus portar, e clar gol. Revenem faza, pasa foarte, foarte bună, da, Dani Olmo la Gyökeres aici. Gyökeres, un șut puternic direct în plasa adversarilor. Bine aici la Miamal, continuă la Miamal, la Miamal, însă este, opa, haide, bine, asta zic mă, asta zic mă, bine mă, acolo la Miamal, cum reușește el să se întoarcă, pac, 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 repede, și șutul este foarte, foarte bun. Vedem că l-au transferat pe Nuno Mendes, dacă nu mă înșel, la echipă Chelsea, ceea ce este destul de interesant, însă n-a putut să-i facă față lui la Miamal. Ocazie bună aici, wow, wow, ce cap de la Palmer, incredibil, wow, nu m-a așteptat niciodată că o să intre acest cap de la Palmer niciodată. Revedem faza centrală foarte bună de la Sterling și aici Palmer direct un cap foarte, foarte puternic, n-a nicio șansă aici Balde să-l oprească. Însă uitați-vă cât de bine e plasat, cât de bine e plasat, n-are nicio șansă Ter Stegen. Bine aici la Miamal, trece la Miamal și acum șutul la Miamal. Bine, mă, asta zic mă la Miamal. N-are bă ce să ieși, n-are efectiv n-are ce să-i facă. E prea bun la Miamal, prea bun. Face și schimbări, l-am băgat aici pe Tore, pe Fati. O să vreau să-l bag și pe Rassi în locul lui Balde, pentru că este cam prea obosit. O să intre și Gavi în locul lui Pedri și hai să băgăm și pe Cubarsi în locul lui Marquinhos. Bine aici la Miamal, la Miamal trece foarte bine, continuă la Miamal, continuă la Miamal. Bine acolo la Miamal și acum șutul este bun, însă apăr portar, bă. E bine și se termină meciul, nu s-a mai făcut nicio schimbare efectiv, nu a intrat până la urmă cu Barsi. Se termină cu 3-1, îi batem foarte ușor aici și pe cei de la Chelsea și trecem mai departe. Următorul meci este versus cei la Roma, un meci teoretic ușor. O să băgăm aici clar pe Rațiu în locul lui Balde, vreau să se odihnească. O să joace în continuare la Miamal, însă vreau să postim mai multe rezerve. O să intre Ansu Fati în locul lui Nico, Roque în locul lui Gyökeres, Cubarsi o să intre din prima în locul lui Marquinhos. Și Tore, haide să-l folosim în locul lui Messi, nu, hai să-l păstrăm, o să-l punem în locul lui la Miamal la pauză. Dar totuși o să intre Gavi în locul lui De Jong. Și cam așa o să rămână echipa, îi dăm play match și haide să vedem ce reușim să facem. E bine și ce meciu, haide să vedem că reușim să câștigăm și acest meci destul de ușor, la fel de ușor. Aici la Messi, Messi continuă foarte bine, șutul lui Messi! Oh, ce bară, bă! Ce păcat, bă! Bară frumoasă totuși. Bine aici la Miamal, continuă la Miamal, continuă foarte bine, centrarea este bună, este bună la Ansu Fati, dacă mă știu, dar este pe lângă poartă. Bine aici la Miamal, continuă la Miamal, la Miamal, continuă, șutează, însă, da, în blocaj. Azi e bună aici la Miamal, la Miamal, continuă foarte bine, continuă, șutul este bun, însă apără portarul, bă. Azi e bună pentru cei de la AS Roma, însă nu reușesc acolo pasă. Totuși este bună la Pellegrini, însă apără aici Ter Stegen, mă, bine mă, Ter Stegen. Ok, și se pare că trebuie să facem niște schimbări pentru că echipa nu se surcă. O să intre înapoi Gyökeres cu Nico Williams. O să intre Tore pe dreapta, la Miamal a încercat, dar n-a reușit. Și să fiu sincer, avem nevoie de Frankie de Jong pe poziția lui, pentru că, da, parcă nu avem defensivă deloc. Și o să intre și Marquinhos în locul lui Cubarsi. Bine aici Messi, Messi continuă foarte bine, Messi, Messi șutează, însă în blocaj, totuși mingea nu e bună. Din nou pasă la Messi, 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 șutează Messi din nou în blocaj, mă, pe bune. Bine aici Gyökeres, continuă foarte bine, pasă, este bună, este bună la Pedri și Pedri, bine acolo Pedri, ce șut, fix la final de meci, minutul 89, marchează Pedri, face 1-0. Ce șut putere de la Pedri, vreau să revăd faza, sau mai bine nu, că am dat schimb din greșeală, ok, ok. Azi e foarte bună, însă prinde direct Ter Stegen, se treia meciul, reușim să câștigăm cu 1-0, destul de greu meciul ăsta, dar e de greu din cauza că am folosit rezervele și nu primul 11. E bine, următorul meci este un meci foarte, foarte important, pentru că o să jucăm versus cea Tottenham în UEFA Super Cup, mă. Un meci chiar foarte, foarte important și să fiu sincer, acest meci o să jucăm în episodul ăsta pentru că nu am avut niciun meci așa de interesant. Așa că o să vreau să jucăm acest meci și să câștigăm UEFA Super Cup. Echipa noastră arată foarte bine aici pregătită, poate la Miamal acolo nu prea este în formă, dar este ok. Iar echipa lor arată interesant, chiar destul de interesant. Xhaka la echipă, ok, Xhaka, De Paul, Trapp, ok, ești jucător, ok, dar nu mai e Son, am văzut că este la Paris Saint-Germain. Ok, nicio problemă. O să intrăm așa cu echipa, nu să vreau să fac nicio schimbare, așa că îi dăm direct play match și haideți să vedem ce reușim să facem. E bine, și iată că începe finala UEFA Super Cup, o finală foarte, foarte interesantă. Haideți să fac că reușim să mai câștigăm încă un trofeu. E aici la Miamal, la Miamal continuă foarte bine, continuă la Miamal, are viteză, se poate duce la Miamal, pe
Drăstângu! Însă nu reușește, nu reușește, mai în blocaj. Caz de bun aici, Solanki, se duce foarte bine, șutul însă este blocat. Da, este? Este blocat? Nu, este blocat, ok, ok. Iar acum lovitura de colț, haideți să mă că reușim ceva să facem, nu-l lăsa! Bine acolo, nu! Bine acolo, trește gân. Vedem aici pe Nico Williams, du-te, du-te, du-te Nico Williams. Ai viteză, ai viteză! Oh, fault, fault, clar, clar, clar. Bine aici, la Gheocare, și am la Gheocare cu șutul, însă apă rămâna-i Simon pe un șut puternic totuși. Azi e bun aici, însă bine aici Araujo, incredibil cât de rapid este. Azi e bun pentru ei, însă bine aici Araujo, Araujo ne ajută foarte, foarte mult. Iar acum să vedem contraatacul dacă este bun la Miamal. Du-te, du-te că ai viteză. Haide, centrarea este bună și Nico, Nico, nu pot să cred, bă, pe lângă poartă, cât de frumos ar fi fost. Solanki, un șut foarte bun aici, însă bine acolo Ter Stegen, bine, bine acolo. Bine aici, Frankie Deung, ultima fază de meci. Du-te, Frankie, du-te, Frankie Deung. Pasa este bună, Gyökeres. Haide, haide, Gyökeres. Șutează, bară gol, bine, mă, acolo, mă, asta zic, asta zic. Un gol cam slăbuț așa, însă merge. 1-0, reușim să câștigăm, clar. Nu mai au niciun fel de timp, niciun minut, nici două minute, nu mai au nimic. Efectiv, este fix la final de meci, am reușit să marcăm. Și cu Gyökeres am reușit să marcăm, foarte bine acolo. Revenem faza, pasă bună la Gyökeres și Gyökeres se duce foarte bine. Șutul este cam slăbuț, însă este... totuși ok plasat, bară gol, foarte bine acolo, vedem că atinge portarul mingea, însă ceea ce este important este că intră și facem 1-0 în acest meci. Și după cum am spus, cred că nu mai au niciun timp, da, nu mai au timp de nimic, efectiv Gyökeres a marcat în minutul 90, deci este perfect. Reușim să câștigăm și UEFA Super Cup al 4-lea trofeu, dacă nu mă înșel. Iar acum să vedem aici pe jucători cum se aliniază și regele Messi, cum ridică trofeul. Ia să vedem, punea pe trofeu, haide, haide, agilă puțin și pe acesta. Și 3, 2, 1 și reușit să câștigăm, este mă, reușit să câștigăm încă un trofeu, trofeu cu numărul 4, cu cariera Barcelona. E bine și vedem că următorul meci este în La Liga versus și la Bilbao, un meci destul de ușor, dar interesant, pentru că trebuie să câștigăm acolo din nou La Liga. Însă acest meci o să jucăm desigur în episodul următor. Ne-a jucat destul de bine acest episod, am câștigat și un trofeu, ceea ce este foarte, foarte bine. Am făcut diferent planurile, am făcut contractele, am pregătit echipa cât e cât. Mai rămâne decât să facem transfer, așa că vă întreb voi pe cine să transferăm, pe cine să vindem la echipă și o să încerc să transfer acest jucător. Și mai încă o chestie, dar acum am să aminte de ea, trebuie să setăm desigur, pentru că a fost acolo un comentariu, trebuie să setăm pe legendare. O să fie foarte, foarte greu. Clar o să fie un sezon mult mai dificil pentru mine, însă asta este. O să setăm pe legendare și sper să nu fie chiar asta de greu. Chiar sper. Așa că dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să verificați link-urile din descriere, să vă abonați în caz când aflu jos, să activați și clopoțelul. Am fost Unreal Byte. Pa, pa, pa. Pa, pa.